Fac până în acest moment în negocierile dintre PNL, USR Plus și UDMR. Și tocmai pentru că cei de la PNL trebuie să-și lămurească ei poziția, cine este prim-ministrul pe care îl susțin, pentru că în acest moment avem un prim-ministru interimar, o propunere de prim-ministru în persoana domnului Câțu, care este altul decât prim-ministrul interimar, și o variantă pe care o propune chiar Ludovic Orban, cel care a plecat de curând din funcția de prim-ministru, ca dumneavoastră să fie din nou prim-ministru, iar cei de la USR să preia conducerea Camerei Deputaților. Dar până una alta, la ora 17, urmează să se întâlnească cei din birou politic național al PNL pentru a se hotărâ cum stau lucrurile. Ne spune mai multe însă colega noastră Gabriela Mihai. Te ascultăm, Gabriela. Am găsit o decizie de ultimă oră a celor din cadrul Partidului Național Liberal. Așadar, la ora 17 a fost convocată ședința Biroului Politic Național, o ședință în care participă toți liderii și cei din teritoriu și în care se discută mai multe subiecte extrem de sensibile, pentru că am văzut în primul rând că cei de la Partidul Național Liberal așteaptă un răspuns din partea USR Plus în privința acelei propuneri făcute ca următorul premier pentru următorul executiv să fie desemnat în persoana lui Ludovic Orban. O propunere făcută de altfel conform surselor chiar de Ludovic Orban și discutată inclusiv aseară cu liderii național-liberali aici, în cadrul Partidului Național-Liberal, însă cei mai mulți dintre liderii care s-au aflat în ședința de aseară, care a durat până la miezul nopții, au fost contrariați de această propunere, nu au susținut această propunere a lui Ludovic Orban de a ocupa scaunul de premier în următorul executiv. Și iată că acum spunea tot în acea ședință de aseară Florin Câțu că el nu vrea să facă un pas în spate, pentru că el era de fapt propunerea de premier a Partidului Național Liberal și ar face un pas în spate numai în contextul în care acest lucru se va decide în acest birou politic național. Așadar, este posibil ca astăzi în ședința care va începe la ora 17 cu toți liderii liberali să se decidă dacă este retrasă susținerea pentru Florin Cîțu și totodată dacă este susținut Ludovic Orban pentru această funcție de premier în următorul executiv. Pe de altă parte, cei de la USR Plus au respins deja această idee ca Ludovic Orban să fie din nou premier în următorul executiv. Ei au și astăzi mai multe ședințe, iar mâine ar trebui să fie reluate negocierile dintre liberali și cei din USR Plus și UDMR. Însă aceste negocieri au fost blocate tocmai de această problemă care apare în Partidul Național Liberal, și anume de faptul că Ludovic Orban își dorește o funcție de premier în următorul executiv. Așadar, vom vedea cum va fi tranșată această problemă astăzi în ședința Biroului Politic Național. Mulțumim pentru aceste informații, Gabriela Mihai. Cu siguranță vom reveni la colega noastră. Ea ne ține la curent cu mișcările din tabăra liberalilor. Vă prezint invitații cu care comentăm. Pentru început, pe această temă avem mai multe subiecte pregătite, dar acesta este de ultim moment și ne arată cumva cam cum stau lucrurile în zona politică și nu stau foarte bine. Adică nu putem să înțelegem foarte clar această mișcare în tabăra PNL-ului, cel puțin. Alături de mine doamna Gabriela Savu, avocat, și domnii Mihai Duță, jurnalist, senior editor Newsweek România, și Gelu Duminică, sociolog. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Cu acordul celorlalți doi invitați, i-aș adresa prima întrebare lui Mihai Duță, care urmărește foarte atent ce se întâmplă în zona politică de foarte multă vreme. Mihai, noi n-am fi așteptat ca momentul în care ai o negociere cu cei de la USR Plus și cu UDMR, măcar să ai tu în interiorul partidului o decizie clară, să știi cum stau lucrurile. Ori vedem că la PNL nu e clar acest lucru. Adică Ludovic Orban a plecat, noi n-am înțeles foarte clar nici măcar de ce a plecat, pentru că înțelegeam dacă și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al PNL, dar el a plecat din funcția de prim-ministru. După care aflăm că, de fapt, el ar putea fi tot el prim-ministru. Tu ce ai înțeles din asta? Care are PNL-ul o problemă de comunicare
Sigur că e o problemă și în interiorul partidului. Acolo au fost totuși niște ciocniri destul de importante în ultima perioadă, dar e o problemă de comunicare pe care a avut-o PNL-ul chiar și vis-a-vis de măsurile luate în timpul pandemiei. Nu au reușit cei de la PNL să comunice foarte clar, de multe ori s-au contrazis și uite, lucrul ăsta se întâmplă mai departe într-o negociere politică pentru un guvern care ar trebui să aducă stabilitate pentru o perioadă de, nu știu, cel puțin 2 ani. Pentru că, tot din cauza COVID-ului, într-o situație economică foarte proastă și pentru asta îți trebuie o putere, un guvern stabil. Pentru că ăsta a fost motivul organizării alegerilor cu orice preț în 6 decembrie. Domnule, trebuie să avem o putere stabilă, o putere care să poată să ia decizii, să nu mai fie cum a fost până acum un guvern PNL susținut oarecum de USR din Parlament și carotat așa tot timpul de către cei de la PSD. Urmărim și imagini în direct de la un eveniment la care participă președintele Klaus Iohannis, care este așteptat de asemenea să facă declarații. Poate pomenește ceva și de situația din PNL cu premierul, pentru că președintele rămăsese la o altă idee, cea cu Florin Câțu, și auzisem că au fost de acord și el și Ludovic Orban cu această propunere. Știți povestea aceea cu bilețelele, că au scris amândoi același nume pe bilețel și acel nume a fost al lui Florin Câțu, inclusiv Ludovic Orban a scris numele domnului Câțu. Bun, ne așteptăm dintr-un moment în altul ca și președintele să facă declarații. Vom vedea dacă aceste declarații vor viza strict evenimentul la care participă sau vor cuprinde și zona politică. Deocamdată se fac pregătiri pentru declarațiile respective. Îi sunt prezentate cifrele președintelui până una alta. Vom reveni cu siguranță. Bun. Putem să ne gândim, domnule Duminică, la faptul că e și un lucru bun aici, nu? E o imagine bună a PNL-ului, care atâția oameni capabil să fie prim-ministru, nu? Încât, iată, este greu să te decizi care să fie dintre ei, nu? Poate fi așa? Eu nu văd o mare problemă în ceea ce se întâmplă în momentul de față, în condițiile în care scorul pe care l-a obținut partidele a fost o surpriză pentru toată lumea. Adică toată lumea se aștepta la o cifră mai mare, planurile au fost în consecință și atunci, uite, în momentul în care realitatea i-a izbit, au trebuit să schimbe. Acum, puneți-vă și în locul celor două partide, da, principale, USR și USR Plus și PNL. Fiecare încearcă să obțină cei mai cât de mult se poate în această configurație. Da, și logic că există un dans acolo, în care fiecare încearcă să conducă, se mai calc pe picioare, stai puțin, totuși, da. Eu o văd ca un joc politic în momentul de față, normal, într-o democrație. M-am uitat și în momentul în care s-a făcut guvernul, da, într-o situație similară în Germania, care poate e una dintre cele mai puternice democrații în România, în Europa. Și am văzut același tip de joc. Adică nu cred că trebuie să considerăm altceva decât este. E un joc normal în care partidele încearcă să obțină cât de mult se poate, în care se negociază funcții, în care se negociază poziții, algoritmi și așa mai departe. Faptul că PNL-ul schimbă candidatul este din nou că se poate de normal. Da, în asta nu e o noutate. S-a întâmplat de multe ori în epoca post-decembristă, dar din nou pentru că cel care trebuie să asigure, dar nu uitați, prim-ministrul trebuie să asigure majoritatea. Nu uitați asta. Da, iar în momentul în care premierul nu este președintele partidului, e o mică mare problemă, da? Mai ales când partidul ăla, ca nu care alte partide, are și găști. Unii care sunt cu președintele, alte care nu sunt cu președintele și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, indiferent de care partid vorbim, premierul trebuie să fie șef de partid, din punctul meu de vedere. Da? Pentru că e o asumare a partidului, are mecanismele, are tot ce-i trebuie, astfel încât să asigure stabilitatea în mai mare măsură decât orice al partidului respectiv. Așa că, din punct de vedere al dacă e să continui silogismul, mie mi se pare că, în cazul de față, Ludovic Orban ar trebui să fie premierul desemnat. Însă, e un joc politic pe care îl urmăresc cu atenție, cum zice cineva, nu spui cine, da? Și mănânc popcorn în timp ce mă uit, cum spunea altcineva, nu spun cine. Cum crezi?
credeți că se vede în rândul votanților, doamna avocat, această mișcare de pe scena politică din ultimele zile? O văd ca fiind ceva firesc, că în România n-am avut niciodată liniște în politică și mai tragem și noi cu ochiul să ne distrăm la ce se întâmplă câteodată în zona asta? Sau e văzută ca o luptă pe putere și doar atât? Cum credeți că văd votanții? Cred că și. Cred că persoanele extrem de educate, bine informate, realizează că până la urmă discuțiile și negocierile ce se poartă în momentul de față între partide sunt absolut normale și firești. Până la urmă nu avem un partid care să aibă majoritate absolută în Parlament și atunci este automat normal să negocieze, să stabilească în ce măsură și-ar putea asigura o majoritate, un guvern care să vină să fie propus, un premier desemnat care să poată să constituie un guvern care să fie și validat de Parlament. Deci este absolut firesc să negocieze și să-și stabilească această majoritate parlamentară pe care să se sprijine. Asta pe de o parte. Sigur că pe de altă parte, de partea cealaltă a eșichierului politic, din partea partidelor care nu par a fi în cărți pentru a forma această majoritate parlamentară, sigur că maniera în care este prezentată, știu eu, negocierea dintre partidele PNL, USR Plus, UDMR și așa mai departe, este prezentată ca fiind o ciolaniadă, o luptă pentru funcții, pentru putere, dar despre asta este vorba până la urmă în acapararea acestor poziții cheie în instituțiile executive și până la urmă și în Parlament, pentru că acum știm cu toții că în concomitent și cu negocierile pentru formarea guvernului, sigur că se negociază și pozițiile din conducerile celor două camere ale Parlamentului. Nu suntem naivi, cu siguranță că totul este la Îmi cer scuze că vă opresc, că este o informație proaspătă, informația momentului, dincolo de frământările de la PNL. Avem 5.991 de cazuri noi, la doar 28.191 de teste, adică sunt din ce în ce mai puține de la o zi la alta. 1.267 de pacienți în stare gravă la ATI, 164 de decese în ultimele 24 de ore și o rată uriașă de infectare în capitală, 7,01 la 1.000. În mod normal, la o astfel de cifră, dacă nu era vorba de capitală și era vorba de un alt oraș, de municipiu, să zicem, municipiu, reședință de județ, atunci s-ar fi decis carantina. În legătură telefonică directă cu noi, domnul doctor Adrian Marinescu. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! V-aș ruga să ne spuneți ce înseamnă aceste cifre. Suntem pe platou, pe cocoașă, 5.991 de cazuri noi, 28.000 de teste. Cum le interpretați dumneavoastră? Dacă este să vorbim de numărul total de noi cazuri în România, da, putem vorbi de un platou. Un număr de teste care variază, după cum ați văzut, de la o zi la alta. Marea problemă este că în zonele roșii, și vorbim în primul rând de capitală, practic nu este un platou. Am avut număr mare de cazuri cam în toată această perioadă. În momentul în care avem peste 1.500 noi infectări în fiecare zi, e clar că presiunea pe spitalele din circuitul COVID este mare. Da, îmi cer scuze, domnule doctor, revenim la subiectul nostru. Sunt declarații din partea președintelui, cum vă spuneam, le urmărim și apoi revenim. La o acțiune formală de tip birou, suntem la o acțiune practică. Plantăm păduri. O pădure cât o țară este campania pe care am început-o împreună în această primăvară. Este o campanie în care am crezut de la început. De aceea i-am acordat patronajul acestei campanii și rezultatele arată că nu m-am înșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți în această campanie, s-au plantat pe diverse terenuri, în zone montane, în zone de câmpie, foarte multe, în jur de 3.000 de parcele s-au plantat de la zero, deci unde nu a existat pădure, este un rezultat notabil.
și vreau în această zi să-i felicit pe toți cei care au participat, începând de la ministrul mediului, la cei de la regie, la cei care au plantat efectiv muncitorii din diferitele ocoluri silvice, dar și voluntarilor. Au fost voluntari și cred că aceste rezultate nu sunt doar rezultate statistic foarte bune, sunt rezultate care ne încurajează. Și, domnule ministru, vă provoc pe dumneavoastră, pe cei din zona silvică, haideți să continuăm și în anii care vin astfel de campanii și haideți să avem mai multă ambiție. Am discutat adineauri și am aflat că aici, în județ, s-au plantat peste 200 de hectare de pădure. Este bine, dar eu cred că este nevoie de mult mai mult. De ce plantăm păduri? De ce e nevoie de păduri? Beneficiile sunt multiple și sunt foarte, foarte importante. Pădurea, nu degeaba, se spune că este aurul de mâine. Pădurea este plămânul verde al pământului și da, pot să spun că noi în România avem o relație specială cu pădurea. Se știe și cred că între timp toată lumea știe, pădurea generează aer curat și absoarbe emisiile. Pădurea este sănătoasă pentru mediu și cu toții ne dorim un mediu sănătos. Pădurea adaugă valoare la teren. Mult, foarte mult. O parcelă de pădure este incomparabil mai valoroasă decât o parcelă de teren agricol. Și aici trebuie să spunem că de multe ori pădurile au fost plantate în locuri unde nici nu se făcea agricultură. Pur și simplu au fost terenuri virane sau terenuri degradate. Acum să revenim un pic la ideea de mediu și de climă. O pădure absoarbe foarte mult dioxid de carbon și în acest fel absoarbe carbonul care este emis de mașini, de centrale de încălzire, de industrie în general. De ce ne interesează asta? Păi, dragii mei, este foarte simplu. Dacă vrem să avem un mediu curat și vrem, și dacă vrem să prevenim schimbările climatice și vrem, atunci trebuie să facem ceva, să se reducă emisiile care încălzesc întreg globul. Există măsuri de diverse tipuri pentru a obține acest rezultat. Putem, de exemplu, să renunțăm ușor-ușor la carburantul fosil, de exemplu, și să folosim alte surse de energie. De exemplu, să renunțăm în următoarele decenii la mașinile pe benzină și să folosim mașini electrice sau mașini pe hidrogen. Dar cumva trebuie să facem ca aceste gaze care încălzesc atmosfera, în special dioxidul de carbon, care există deja să fie absorbit. Cea mai eficientă, cea mai bună și de ce să nu spunem cea mai plăcută măsură este extinderea suprafeței plantate cu pădure. Este o măsură activă, bună, folositoare și cred că vă dați seama că este o măsură cu multiple beneficii
pentru România. Sigur, în afară de a planta păduri și de a economisi energie, trebuie să facem multe alte lucruri pentru a preveni schimbările climatice. Ne dorim acest lucru, avem bani europeni pentru astfel de măsuri și voi insista ca următorul guvern să dea o atenție deosebită și să creeze structurile adecvate pentru a avea o politică națională care protejează mediul, îmbunătățește mediul și previne schimbările climatice. Și ca să nu rămânem doar așa într-o zonă foarte teoretică, ce înseamnă schimbările climatice, că multă lume nu prea înțelege ce treabă avem noi cu schimbările climatice. Vă amintiți de seceta din primăvară, care a distrus mii și mii de hectare de culturi? Este urmare a încălzirii globale. Vă amintiți de multiplele inundații pe care le-am avut în ultimii ani în foarte multe zone din țară, unde a plouat cum nu a mai plouat? Și acestea sunt urmări ale încălzirii globale. Și aici stăm în mijlocul lui decembrie și parcă ar fi noiembrie, unde e zăpada, probabil, vă dați seama, este tot un indiciu că încălzirea globală nu este o poveste de gazetă, ci este un efect absolut nedorit al dezvoltării industriale. Nu vreau să oprim dezvoltarea industrială, dimpotrivă, dar vreau să avem și să construim în România industrii performante, industrii nepoluante, industrii inteligente și, în general, o economie circulară. Asta înseamnă să folosim tot ce poate fi refolosit pentru a proteja iarăși mediul și, în final, de ce să nu o spunem, să ducem, în general, o viață mai sănătoasă, o viață mai bună. Aceste lucruri trebuie să le facem împreună și asta este o provocare și pentru guvernul care se va forma și pentru următorul și următorul și următorul. Este o provocare pentru generații întregi. Eu mă declar un adept al acestor politici și le voi promova permanent și cu toate guvernele pe care le mai prind eu. Vă mulțumesc, vă felicit pe toți care v-ați implicat și să mergem să plantăm ceva. Mulțumesc! Da, declarații din partea președintelui despre campania de împădurire. Vorbeam ceva mai devreme despre noile cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore, 5.991 de noi cazuri de îmbolnăvire, puține teste, puțin peste 28.000 de teste, 1.267 de pacienți la ATI și 164 de decese și o rată imensă de infectare în capitală, 7.01 la 1.000. Vorbeam cu domnul doctor Marinescu ceva mai devreme și dumnealui ne semnala existența acestor zone roșii în care pare că situația nu s-a îmbunătățit în ciuda restricțiilor. Da, lucrurile trebuie gândite pentru fiecare regiune în parte. Și discuția legată de capitală nu are legătură cu numărul total de teste din țară. Aici trebuie să fie măsuri punctuale, pentru că, din păcate, sistemul medical, așa cum bine știți, cel dedicat COVID, presupune un număr limitat de locuri în terapie intensivă și locuri de internare în general. Și atunci ajungem în situația în care e greu să găsim o variantă pentru cei cu forme medii și pentru cei cu forme severe de a interna. Suntem pe un platou, domnule doctor, dacă e să ne uităm la numărul de cazuri. Da, da, platou la nivel național nu ne ajută în raport cu zonele roșii, ci în capitală trebuie discutat separat. Și aici cred că suntem departe de un echilibru. Adică aici trebuie să găsim o variantă, măsurile de prevenție despre care vorbim de foarte multe ori pe zi, dar o testare extinsă ar fi de asemenea importantă, testare cu izolare, cu anchetă epidemiologică,
cu izolarea contactilor. Asta pentru a găsi o variantă care să nu se referă la restricțiile severe, pe care nimeni nu și le dorește. Domnule doctor, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că ar trebui ca în București să se ia niște măsuri în plus? Pentru că vedem deja aglomerația firească dinainte de sărbători. Vedem că sunt hoteluri care pregătesc oferte speciale pentru Revelion. Lucrurile acestea ar trebui să fie, nu știu, privite așa mai relaxat o perioadă, că sunt sărbători, sau ar trebui să fie interzise din punctul dumneavoastră de vedere? Bine, nu cred că vorbim de relaxare. În mod clar trebuie să fim extrem de atenți. Cred totuși că dacă suntem prudenți, fiecare dintre noi, vom putea avea niște sărbători în liniște. Doar că aceste sărbători vor fi cu familia restrânsă sau dacă trebuie neapărat să ne întâlnim tot într-un grup restrâns și sunt și oameni din afara familiei, ar fi bine să cunoaștem statusul acelor persoane, să ne testăm înainte. Vorbesc de situația în care oricum nu evităm și ne întâlnim cu cineva, ar trebui să fim siguri că acea persoană nu e infectată. Să respectăm aceleași măsuri și dacă vom sta la masă, e bine să fim cu un test făcut înainte. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări, domnule doctor. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Urmează să vedem ce se întâmplă mai departe și la evenimentul la care participă președintele Klaus Iohannis, cel de împădurire. Urmează să facă eventual declarații politice de data aceasta. Revenim așadar la discuția noastră în câteva momente. Ajutorul vaccinului să scăpăm în câteva luni de zile de pandemie și la anul să avem acțiuni, multe, multe acțiuni de plantare de pădure, unde să participe și mulți voluntari. Imediat ce pandemia ne va permite acest lucru, voi relua ideea pentru voluntari, pentru plantări. Am discutat deja, ne vedem la primăvară cu o nouă campanie de împădurire și până la urmă să avem o pădure cât o țară. Dacă aveți întrebări, poftiți. Domnule președinte, Larisa Bernaschi, observator Antena 1. De 10 zile de la alegeri încă nu avem un consens între partidele de centru-dreapta pentru un premier. Negocierile sunt blocate de câteva zile și asta pentru că în Ludovic Orban și-ar dori să revină în funcția de premier sau să fie șef al Camerei Deputaților. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră ați intervenit în aceste negocieri și care vedeți că este soluția pentru a ieși din acest blocaj. Țin voie să mă refer mai întâi la calendar. De regulă, după alegeri, prima dată se constituia noul Parlament și abia după aceea am convocat, cel puțin așa am lucrat până acum, abia după formarea Guvernului am convocat consultări pentru formarea Guvernului. Acum, cum suntem în plină pandemie, am început mai repede consultările, dar sunt lucruri care durează. Nu vreau să repetăm greșelile care s-au făcut în trecut. Nu vreau să avem discuții în contradictoriu și dăunătoare după formarea guvernului. Vreau toate lucrurile să fie clarificate înainte de formarea guvernului. Partidele la noi sunt încă în etapa în care învață cum se negociază coaliții, cum se negociază portofolii, de ce să nu spunem pe față, cum se negociază programe de guvernare și așa mai departe. Știți că am mai avut coaliții și nu putem să spunem că au funcționat extraordinar de bine. Deci aceste greșeli vreau să le evite partidele. De aceea nu m-am implicat în negociere. Ce să caute președintele într-o negociere concretă între partide? Acolo trebuie să se înțeleagă partidele. Știu că este
foarte interesant pentru media să scrie că X și Y se luptă pentru un scaun sau pentru o influență. Sigur, partidele se luptă pentru guvernare. Aceasta este esența existenței unui partid, să guverneze, să se lupte, să ajungă la guvernare. Așa funcționează politica de când este, de când sunt partide. Dar, pe de altă parte, lucrurile sunt complicate în aceste negocieri. Doar la început pare simplu, dar cum intri în negociere, îți dai seama că sunt viziuni diferite, sunt programe de guvernare diferite, sunt scheme de minister diferite. Și atunci trebuie să avem suficientă răbdare să așteptăm ca partidele să negocieze toate aceste lucruri. Și dacă ați spus că sunt deja 10 zile, dați-mi voie să vă dau câteva exemple, fără să nominalizez țările, dar puteți să căutați datele foarte ușor pe internet. Recent s-au finalizat negocierile pentru guvern într-o țară din Uniune, după 2 ani jumate de la alegeri. În altă țară europeană s-a format guvernul acum mai mult timp, după 8 luni de negocieri. Deci, vă dați seama că suntem foarte departe de acel calendar foarte extins. Nici, nu mă înțelegeți greșit, nici nu vreau să ajungem la așa ceva, dar trebuie să avem puțină răbdare să vedem cum negociază partidele. Este posibil să se înțeleagă în coaliția de centru-dreapta și să vină cu o propunere. Asta aștept eu ca și președinte, să se formeze o majoritate și să-mi propună un nume. Dacă se înțeleg PNL, USR Plus și UDMR și vin cu o propunere, o voi accepta. Că este Orban, îl accept, că este Câțu, îl accept. Sau să fie altcineva, nu știu pe cine negociază ei acolo, dar la urmă vor veni să propună ceva. Este, sigur, prima variantă și sper să meargă repede mai departe. Așa că să avem puțină răbdare, să urmărim aceste negocieri fără să încerce fiecare să se implice prin articole de presă sau prin intervenții. Și pentru mine este important să se formeze relativ repede un guvern ca să gestioneze pandemia și criza economică, să avem un guvern care se bazează de preferat pe o majoritate solidă în Parlament și să mergem mai departe, că de lucru este foarte, foarte mult, nu doar plantarea de păduri, care este o chestiune care, cum am zis, mi se pare foarte importantă, trebuie să continuăm măsurile împotriva pandemiei, măsurile economice, programul pentru fonduri europene, trebuie construit bugetul, trebuie planificate autostrăzi, spitale, căi ferate, drumuri județene și multe, multe altele. A greșit Ludovic Orban în momentul în care a demisionat din fruntea guvernului? Nu, mi s-a părut un gest corect și absolut onorabil în condițiile în care PNL a declarat și a sperat să obțină cel mai mare număr de voturi și nu l-a obținut. Este un gest foarte onorabil pe care l-a făcut Ludovic Orban când s-a retras. Mădălin Puiu, România TV. Domnule președinte, concret, dacă cele 3 partide vor veni cu propunerea de premier în persoana lui Ludovic Orban, îl veți susține pe acesta? Și dacă mai există șanse de o coaliție între cele 3 partide, pentru că vedem că negocierile sunt blocate în momentul de față și nimeni nu vrea să renunțe la nicio funcție. Sunt în pline negocieri.
Da, asta am spus. Dacă se formează o coaliție care are o majoritate în Parlament și îl propune pe Ludovic Orban, îl accept, îl desemnez. Domnule președinte, bună ziua, Roxana Ciucă, Antena 3. Vreau să vă întreb dacă Nicolae Ciucă ar putea rămâne șef al guvernului până la finalizarea, până la finalul campaniei de vaccinare pe care o coordonează în momentul de față. În plină negociere, dați-mi voie măcar eu să mă abțin de la sfaturi care nu mi-au fost cerute. Și permiteți-mi o altă întrebare. Sunt informații potrivit cărora Ludovic Orban ar dori să fie din nou propunere de premier. Ați acceptat să-l nominalizați și mulțumesc. Da, dacă coaliția îl propune, îl desemnez. Bună ziua, Mădălina Chițac, Realitatea Plus. Domnule președinte, vreau să vă întreb dacă aveți informații noi cu privire la campania de vaccinare anticovid din România. Știm că primele doze ar putea ajunge undeva între Crăciun și Revelion, dar vorbim despre o tranșă simbolică. Atunci, da, dacă aveți noi informații legate de acest subiect? Nu, acestea sunt cele mai noi informații pe care le-ați primit. Există o șansă mare ca primul vaccin să fie aprobat de autoritatea europeană chiar înainte de Crăciun și între Crăciun și anul nou să fie distribuit prima șarjă, dar vor fi, din informațiile pe care le avem acum, aproximativ 10.000 de doze, deci va fi o tranșă simbolică pentru începerea simbolică a vaccinării. 10.000 de doze ajung pentru 5.000 de persoane. Următoarea tranșă este așteptată în ianuarie și ea va fi folosită în principal pentru a vaccina tot personalul medical, inclusiv din azilele de bătrâni și așa mai departe, și persoanele care fac parte din grupele cu risc mare. Dar campania este bine pregătită. Deja se lucrează la pregătirea primelor simulări. Vor fi simulate centre de vaccinare, acțiuni mai ample de vaccinare, transport și așa mai departe. Lucrurile sunt bine pregătite. Doar să vină vaccinul. Bună ziua, Gabriela Del Pupo, B1 TV. Care credeți că a fost motivul acestui eșec al negocierilor? Spuneați mai înainte că partidele trebuie să învețe, dar am asistat și la o goană după funcții, totuși pe persoană. Care credeți că a fost motivul principal pentru care nu s-au înțeles mai mult decât programele de guvernare? Sincer, motivul principal pentru care cred că nu s-au înțeles până acum... Sunt în negociere, deci e foarte devreme să vorbim despre vreun eșec. Din păcate, e devreme să vorbim și despre o reușită. Principalul motiv este că au încercat cel puțin unii să negocieze via media, ceea ce nu se face pur și simplu. O negociere se face între echipele desemnate din partide, și nu se comunică rezultate intermediare, cine cu cine s-a certat. Prin astfel de comunicări nu se face decât să scadă încrederea publicului în partide, în politicieni, un lucru care este profund contraproductiv, că până la urmă ne place, nu ne place, așa este în toate democrațiile, politicienii conduc țara. Și atunci ce câștigăm dacă scădem încrederea în politicieni? Nu câștigăm decât să ridicăm la margine partide cu abordări extremiste, partide antisistem și nu se rezolvă absolut deloc problemele. Puteți să și nominalizați cine a făcut comunicarea asta? Ca să vă răspund foarte concret, știu cine a făcut-o, dar nu comentez. Cezara Scutar, Digi24. Domnule Iohannis, dumneavoastră i-ați cerut lui Ludovic Orban să-și dea demisia din funcția de premier? Domnul Ludovic Orban a decis să-și dea demisia din funcția de premier și mi-a spus acest lucru înainte să o facă.
Acum ați discutat despre scenariul în care el să fie desemnat premier? Am avut o discuție pe această temă. Credeți că sunt șanse ca un nou guvern să fie investit până la Crăciun? Nu. Încă o întrebare. Ce părere aveți despre intrarea Partidului Aur în Parlament și faptul că liderul acestei formațiuni a spus că va face demersuri pentru suspendarea dumneavoastră din funcție? Asta cu suspendarea este, cum se spune foarte popular, o poveste cam fumată, dacă îmi permiteți să mă exprim așa foarte informal. Este o formațiune despre care nu se prea știe ce vrea și ce face în politică. Mai mult în momentul acesta n-am ce să comentez. Și încă o întrebare, dacă permiteți, când veți convoca o nouă rundă de negocieri? Când se cristalizează un pic rezultatele. Bună ziua, domnule președinte. Florentina Lazar, Antena 3.ro. Voiam să vă întreb, cât credeți că va mai dura această criză politică? Când va fi instalat noul guvern? Optimal ar fi să fie instalat noul guvern imediat după Crăciun. Dar vedeți că negocierile sunt negocieri. Ele câteodată merg bine și rapid, pe urmă se opresc, iarăși pornesc. Nu cred că este bine să îi împingem prea tare de la spate pe politicieni pentru a evita greșelile care s-au mai făcut în România în formarea coalițiilor, să nu se discute problemele sensibile și ele după un timp să ducă la ruperea coaliției. Prefer să discute problemele și cele sensibile, să găsească soluții sau să găsească abordări comune și după aceea să guverneze cu folos pentru români și pentru România, evident. Bună ziua, Vitalie Cojocar, știrile ProTV. Domnule președinte, ce ar trebui să înțeleagă votanții celor două sau trei partide care sunt acum în negocieri când văd că liderii partidelor discută despre funcții și, practic, din cauza aceasta se blochează aceste negocieri? Este evident că trebuie discutat și despre funcții. Câteodată lumea crede că politicienii trebuie să discute numai despre principii. E adevărat, se discută principii, sunt principii de guvernare, sunt programe de guvernare, dar cineva trebuie să le pună în practică. Guvernul nu este format din enunțuri, guvernul este format din oameni și fiecare partid vrea să-și impună oamenii cei mai buni, iar pentru asta se negociază. De aceea sunt mai multe echipe, unii negociază pozițiile și probabil și numele persoanelor care vor fi promovate, alții negociază comisii în Parlament, alții negociază program de guvernare. Toate lucrurile trebuie negociate, altfel nu se poate forma un guvern. Ați menționat că în acest moment se discută de o coaliție de centru-dreapta. Există posibilitatea să avem și o coaliție mai de stânga, în condițiile în care partidul care a luat cele mai multe voturi este vorba de PSD? Din informațiile mele, PSD nu negociază cu niciun alt partid sau invers, niciun alt partid nu negociază cu PSD-ul și PSD singur, da, a obținut cele mai multe voturi, dar asta nu înseamnă că poate să emită pretenții la guvernare. Este o interpretare exagerată cu care vin PSD-iști în fața publicului. Dacă ar fi să clarific și această chestiune. Constituția este foarte clară. Dacă un partid câștigă peste 50% din mandate, atunci are dreptul să formeze el guvernul așa cum își dorește. Deci, atenție, dacă are peste jumătate din mandate, și atunci președintele ar fi obligat să desemneze o persoană din acel partid. Atenție, persoana nu-i poate fi impusă președintelui, dar Constituția spune clar că dacă partidul are peste jumătate din mandate, din acel partid trebuie desemnat candidatul pentru premier. În orice altă situație, președintele face consultări cu partidele politice și președintele are deplină libertate să desemneze o persoană
despre care crede că va coagula o majoritate ca să fie votat un guvern. Aceste lucruri sunt foarte clare. Ele au fost discutate chiar în mai multe rânduri de Curtea Constituțională și nu există niciun dubiu. Deci acel narativ al PSD-ului că ei au câștigat alegerile, deci trebuie să primească premierul, este unul pur și simplu fals. Bună ziua, domnule președinte, o completare la ceea ce spuneați, dacă îmi permiteți, referitor la PSD. Dacă va boicota întrunirea Parlamentului, ce se întâmplă în acest sens, vă rog? Sincer, eu nu cred că o să facă așa ceva. Nu există niciun motiv să boicoteze Parlamentul. Pentru ce? Să arate că-s mai cu moți sau că s-au supărat că unii au băut o cafea în Vila Lac și nu i-au invitat și pe ei. E o copilărie. Și dacă îmi permiteți, vă rog frumos, de ce România aduce doar un lot simbolic de vaccinuri? Ce facem cu românii care nu doresc să se vaccineze? Și ce s-a întâmplat cu senatoarea Șoșoacă, cea care a fost la consultări asta și a spus că și-a întrebare dat între masca părți. Jos? Da. Toată lumea primește primul lot simbolic, fiindcă este important ca toate țările europene să pornească în același timp vaccinarea, să nu fie discuții că unii încep mai repede și alții mai târziu, și s-a decis trimiterea unui prim lot simbolic, după care va veni un lot mult mai mare în ianuarie și vor continua în lunile următoare până când toată populația poate să fie vaccinată. Vaccinarea nu este obligatorie, dar este foarte recomandată, fiindcă prin această vaccinare pandemia se poate termina pur și simplu și este singura soluție. Altă soluție nu este, dacă dorim să nu mai avem atâția bolnavi, dacă dorim să nu mai avem atâția morți și dacă dorim ca și persoanele vulnerabile să aibă o șansă la o viață. Și dacă îmi permiteți, legat de evenimentul de astăzi, există o tradiție de a numi copăcelul când îl plantați. Dumneavoastră, ce nume îi dați acestui copăcel și dacă vă întoarceți să vedeți dacă a prins rădăcini? O să mă întorc, o să-l botez România de mâine. Bună ziua, Marius Popescu, TVR. Domnule președinte, dacă partidele nu se vor înțelege, veți interveni până la urmă ca mediator? Un lucru pot să vă spun clar. Nu voi lăsa țara fără guvern. Dar în această etapă, rolul partidelor este de a negocia și de a veni cu o propunere de premier, cu o propunere de majoritate, și asta aștept acum de la partide. Dar, repet, nu voi lăsa țara fără guvern. Care ar fi un timp rezonabil pentru aceste negocieri? Vorbeați mai devreme de 2 ani și jumătate în altă țară. Trebuie să așteptăm 2 ani și jumătate? Nu. Este nevoie să avem un guvern într-un timp rezonabil. Nu știu dacă vom reuși într-o săptămână, ceea ce ar fi foarte bine, dar nici n-ar trebui să dureze mai mult decât câteva săptămâni. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Vă doresc multă sănătate! La revedere! Vin.